Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi ne vom uita pe niște companii foarte interesante și vom vedea dacă prețul acestora o să crească sau o să scadă. Rămâneți până la sfârșit pentru că sunt niște informații foarte utile pentru toată lumea, mai ales pentru cei ce sunt noi în acest domeniu și cei care doresc să investească. Despre OEV Petrom avem informații interesante pe 7 iunie vor distribui dividendele, un lucru foarte, foarte interesant și important în același timp. Iar dacă mă întrebați cum puteți beneficia și voi de acest dividend, e, uitați că astăzi nu mai puteți să beneficiați pentru că este mult prea târziu. Ați fi putut cumpăra acțiuni până pe 11 mai 2023, dar nu este nicio problemă. Dacă vor distribui dividende speciale, veți putea beneficia, am să vă spun, dacă nu, în anul 2024. Până acolo, haideți să ne uităm puțin la acest dividend din acest an, pentru că sunt șanse de destul de mari să atragă foarte mulți investitori, nu doar la OMV Petrom, cât și la celelalte companii, precum Rom Carbon, Nuclear Electrica, da, și așa mai departe, Rom Gaz. Pe perioada de 6 luni, pe graficul celor de la OMV Petrom, avem în felul următor, în ultima lună se poate observa această creștere, dar mare atenție în cazul în care aceștia vor distribui un dividend special, cu siguranță prețul va crește. În cazul în care nu vor distribui dividende, speciale, s-ar putea să existe o mică corecție pe acolo pe undeva, dar nu este nimic de îngrijorat, pentru că atunci ar fi o oportunitate foarte mare de a cumpăra acțiuni la un preț redus. Că este de 5% sau că este de 10%, nu contează. Dar în cazul în care vom avea un mic creș, cum a fost aici sau pe aici pe undeva, este un moment foarte, foarte bun pentru a cumpăra acțiuni. Deci mai bine așteptați o perioadă scurtă de timp, vedeți cum se mișcă piața și atunci cumpărați. Asta pentru OMV Petrom. Dacă vreți să investiți în nuclear electrică, aveți posibilitatea de a beneficia de acest dividend de 4,25 de RON. Până pe 5 iunie 2023, randamentul vostru nu va mai fi acesta de 8,21 pentru că s-a calculat pe la 45 dacă nu greșesc pe acolo pe la 45 de lei, iar în acest moment acțiunea a ajuns pe la aproape 52 de ron. Eu vă spuneam zilele trecute despre nuclear electrica că se află într-o mișcare laterală. Pe perioada de 6 luni se poate observa această mișcare laterală, eu v-am tot vorbit despre ea, a urmat această mică creștere, dar nu a fost ceva de speriat pentru că ne-am revenit foarte, foarte Repede înapoi la această valoare de 44-45 de lei, 43 a stat foarte mult timp aici. Iar de o lună de la 45-46 de lei, uitați-vă și voi ce grafic frumos avem pentru nucleare electrica. Dacă totul va merge... Bine, sunt șanse foarte mari să crească și mai mult de atât. Vă sfătuiesc să nu uitați de dividendul companiei Nucleare Electrica. Ar fi bine să vă uitați pe grafic, să vă uitați puțin la știri, dar să aveți în vedere și aceste informații precum ex data de înregistrare, data plății, randamentul, dividendul pe care îl veți lua și așa mai departe, pentru că vă ajută în primul rând pe voi și după aceea îi ajută și pe alții. Despre rom carbon am vești bune și vești mai puțin bune. La o săptămână după ce OMV Petron va plăti dividendele vor veni și aceștia cu dividendul lor pe 15 iunie. Momentan nu mai puteți beneficia de acest dividend. Este un dividend destul de mare, 11%. Anul trecut a fost de 19%. Graficul pe perioada de 3 luni este într-o corecție. Ceva obișnuit aș putea spune. Mă așteptam la acest lucru. Eu am tot vorbit cu voi Haideți să dau pe 10 ani. Da, pe 10 ani vreau să vă arăt graficul pentru că este un lucru foarte important să ne uităm ce a făcut compania în trecut. Vreau pe 3 ani pentru că se vede mai bine. Noi am avut o creștere foarte frumoasă de 4x. La un moment dat am ajuns pe aici pe undeva și a venit acest mare creșt După aceea am urcat treptat, un lucru foarte important. Iar în acest moment avem din nou un creș de la 0,45 și de la 0,4. Eu când am să-mi iau dividendele de la ONV Petrom și de la rom carbon, dacă prețul va fi tot pe aici pe undeva 0,4 sau poate mai va merge către zona aceasta de bată pe aici pe undeva pe la 0,35, cu siguranță voi cumpăra din nou acțiuni pentru că am să urmăresc și știrile, pentru că acestea sunt foarte importante, să văd cum s-a comportat compania în trimestre, adică primul trimestru, al doilea, al treilea, să văd ce profituri au avut, pentru că din astea am să-mi dau seama pentru anul 2024 dacă vor distribui dividende mari sau dacă vor distribui dividende mici. Deci, sau poate nu vor distribui deloc. Desigur, evident. Bun. Astea sunt foarte, foarte importante. Ar trebui să le faceți și voi dacă vreți să faceți mai mulți bani și să nu pierdeți bani în același timp. Dar, momentan, eu zic că nu trebuie să ne îngrijorăm, să ne panicăm sau ceva de genul. Pentru că nu este un capăt de drum, mai ales că noi investim pe termen lung, încă o dată, nu investim pe termen scurt. Eu așa procedez. Dar, dacă ne-am fi uitat aici, să spunem, am fi investit pe aici, pe undeva și a ajuns aici, prețul acțiunii 0,3 și după aceea a venit acest creș până la 0,2, deci n-a fost nicio problemă. Ceva de genul ar fi și pe la noi pe aici, dacă, avem de la, dacă a mers de la 0,45 la 0,35 nu a fost asta o mare, mare tragedie. Pe termen lung între 2 ani și 5 ani dacă această companie își vede de treaba ei și face în continuare lucruri bune, cu siguranță și investitorii își vor îndrepta mai mult atenția către această companie. Din partea lor avem un istoric al dividendelor, un lucru foarte, foarte important și bun în același timp. Se poate observa din 2012 și până în prezent an de an dividende, fie că au fost ele mai mari sau mai mici, important este că au distribuit, da? În anul 2022 se poate observa au distribuit două dividende un lucru foarte bun. Cine știe, poate și în acest an vor face la fel. Momentan nu avem de unde să știm, dar dacă apare ceva, eu am să vă anunț. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și nu uitați dacă v-a plăcut acest videoclip, lăsați-mi părerea voastră în comentarii. Am să fac un video legat despre această companie zilele următoare și am să vă spun câți bani am fi făcut dacă am fi investit în 2017 1000 de ron în această companie, așa cum am făcut și la alte companii de pe Tradeville. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată și nu îmi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!